Biblioteci Radorosete din municipiul Unești la această lansare de carte, dar eu cred că nu este neapărat o lansare de carte, ci o celebrare a vieții, o celebrare a vârstei cele mai energetice a vieții și a adolescenței. O să invit la masa aceea să vină doamna Velescu, autoare, părintele Petru Pavel, doamna Laura Daniel Dana de la Consiliere Educațional de la Dimitrie Cantemir, doamna Dohotaru, sponsorul principal, așa, și Darius, un elev care se ne va povesti din perspectiva unei ce înseamnă această carte. O să rog de asemenea pe doamna Rumă să deschidă această lansare de carte, pentru că Biblioteca Municipală este gazda noastră în această seară. Bună seara și bine ați venit la acest eveniment care, de fapt, continuă o zi dedicată adolescenților și cărții. Într-o altă formulă, suntem aici ca să întâlnim cu doamna profesoară Florica Velescu, care pe mine mă leagă niște sentimente foarte speciale. Eu îi spun de când am cunoscut-o și am cunoscut-o destul de târziu, doamna dirigintă, pentru că este diriginta soțului meu și generația soțului meu a fost prima generație care doamna profesoară a fost dirigintă. Și acea clasă de elevi care sunt mai mari decât mine, a fost pentru mine un model de unitate în jurul acestei doamne minunate care a știut să-i țină împreună de la vârsta adolescenței, atunci când i-a cunoscut și dumneavoastră era doar cu câțiva ani mai în vârstă decât ei, până în acest moment uniți și empatici față de tot ceea ce s-a întâmplat în viețile lor. Și mi-am dat seama că persoana de genul acesta este o persoană foarte specială, fiindcă reușește să înțeleagă, trecând ea însăși prin viață și avansând cu numărul anilor, reușește, zic, să înțeleagă întotdeauna momentul acela de zero la care a pornit în viață și să înțeleagă pe cei care se află la acest moment de zero și să-i îngrume și să le asculte vocile și să le călăuzească nu doar pașii, ci și gândurile și și opțiunile. Și atunci, uitându-mă la elevii pe care i-a avut una ei, la felul în care au evoluat ei din, doar din ceea ce știu eu, îmi dau seama că întotdeauna a fost o preocupare pentru domnia sa apropierea de vârsta tânără. Așa că chiar cred că această carte va fi o lecție pentru noi toți și de aceea mă bucur că sunteți aici, că suntem alături de domnia sa. Urez foarte mult succes lucrărilor acestui eveniment, să spunem așa. Sunt oameni care cu siguranță o cunosc poate mai bine decât mine. Sunt sigură că va fi un succes și cred că astăzi vom încheia ziua aceasta cu multe satisfacții și cu mult folos sufletesc. Să începem lansarea. Eu am cunoscut-o pe doamna Velescu acum 3 ani, 3 ani și jumătate, când ca și proaspăt angajată a protocopiatului unei instituții de asistent social, am început proiectul Masa Bucuriei, în care aduceam copii la masă, copii din centre rezidențiale la noi la masă. Doamna Velescu ne-a efectiv protocopiat
și a cerut dacă se poate să se implice și dumneaei ca și voluntar alături de copii. Având un trecut în profesorat, am început efectiv în fiecare sâmbătă să le citim acelor copii, fie povești, fie lecturi motivaționale scrise chiar de doamna Velescu. Din acel moment, noi am numit-o Unicuța de la Gura Sobei. Și așa a rămas și astăzi, când intră în fotocopia Clonești, toată lumea mă salută că bine ai venit Unicuța de la Gura Sobei. De asta legătura cu protopopiatul Onești și Părintele Petru Babu, din partea protopopiatului Onești, o va adresa și dumneavoastră câteva cuvinte. Mulțumesc. Mulțumesc în primul rând pentru invitație, deși prezența mea aici este mai mult o conjunctură, pentru că se credea ca Părintele Protopop, care a făcut și un cuvânt înainte în această lucrare, să fie de față și să vorbească despre această frumoasă realizare, totuși mă aflu eu aici, poate pentru că îmi plac foarte mult cărțile și mă gândeam ce aș putea spune despre această carte și eram cumva pus așa într-o dilemă, pentru că se cade ca cel care vorbește despre o carte să cunoască foarte bine pe cel care a scris cartea. Totodată se cade să citească această carte din copertă în copertă, să mediteze la textele și ideile transpuse în această carte. Să știți că această persoană care vorbește acum nu se încadrează în niciunul dintre cele două tipare. O cunosc pe doamna profesor, autoarea acestei cărți, însă nu așa cum ar trebui, încât să îmi permit să vorbesc despre dumneavoastră ei. Am răsfoit această carte așa cum ar trebui, încât să pot vorbi despre ceea ce conține. Și atunci, de fiecare dată când am în mână o carte, încerc să descoper omul din spatele cărții. Și dacă ne uităm și privim această carte și citim titlul, care este unul foarte sugestiv, Adolescența, paletă sentimentală, suntem puțin induși în eroare neașteptată atunci când o deschidem să descoperim ceva, o poveste, un roman, ceva care să ne vorbească despre tinerețe, dragoste, sub o formă romantică și poetică. Însă, atunci când deschidem cartea, vedem că este ceva mai complex. Este un soi de manual care să încerce să răspundă la toate provocările, problemele, întrebările pe care le au tinerii. Și cumva această festă pe care ne-o joacă cartea și titlul, am mai întâlnit-o undeva. E vorba de arta conversației a doamnei Ileana Vulpescu și la fel, când am deschis cartea, mă așteptam să găsesc un soi de reguli, de maxime care să ne spună cum trebuie să ne comportăm și am descoperit că este vorba despre un roman. Așa că, din punctul acesta de vedere, cartea în sine este o provocare. O provocare pe care vă invit să o descoperiți, vă invit să o deschideți și să o citiți nu doar relaxați, stând la birou sau știu eu unde vă simțiți dumneavoastră confortabil. Și această carte trebuie citită oarecum și cu pixul și creonul în mână, pentru că are în sine foarte multe informații, nu doar utile, ci de multe ori vitale pentru o anumită problemă în ceea ce privește pe tineri. Și nu cred că doar pe tineri, pentru că există o vorbă sau un cuvânt pe care patriarhul nostru Daniel l-a spus, că nu există oameni, ci tineri de mai multe vârste. Și mi-a atras atenția
un aspect din această carte, n-aș vrea să lungesc cuvântul prea mult, dar aș vrea să subliniez acest aspect. Mereu am încercat să mi-l explic mie și sper, poate, în încercarea mea să pot să-l explic astăzi dumneavoastră. A spus aici, doamna profesor, un lucru despre noua generație. Am să vă citesc pe scurt. Noi suntem generația cu telefonul în mână, noi suntem dezamăgirea, regretul, generația rebelă, născută și scufundată în bucuria posibilităților nesfârșite. Suntem generația copy-paste, generația banii tati vreau aia. Adevărul este acesta. Suntem generația mamii tati când veniți acasă, din Italia, Spania, Germania. Generația mamei tati vreau să fim o familie, generația sinucigașilor, a depresivilor, care nu își permit o viață normală. E ușor, dur, ceea ce scrie aici, însă, din păcate, adevărul nu are. Ce-aș vrea să spun, pornind de la acest cuvânt, reflectat în cartea doamnei profesor Cărbișcu, este că întotdeauna vorbim despre generații dintr-un punct de vedere. Există o retorică a diferențelor de generație. Aceasta se face de foarte multe ori cu niște introduceri pe vremea mea, când eram mai tânăr, și mereu vorbim de generații diferite doar pentru a le scinda, doar pentru a face diferența dintre ele și pierdem din vedere esențială. Că generațiile, deși sunt diferite, esențialul lor este ceea ce le unește și ceea ce ar trebui să le aducă împreună. Și aici, acest cuvânt m-a dus, acest gând m-a dus cu mintea la un citat din Sfânta Scriptură, unde Sfântul Apostol Pavel are o remarcă legată de chestia asta care ne diferențiază. Că nu suntem toți la fel. Și Doamne ferește, bine că nu suntem la fel. Bine că suntem diferiți. Bine că facem parte fiecare din generația lui. Și el spune așa, oare toți sunt apostoli? Oare toți învățători? Oare toți vorbesc în limbi? Oare toți pot să săvârșească minuni? Întreb. Răspunsul acestei întrebări, care cumva sunt retorice, vine prin ceea ce Biserica cunoaște a fi imnul iubirii. El spune, vă propun o altă cale. Iar această cale este dragostea. Dragostea care îi unește pe toți care fac parte din toate aceste generații diferite. Și parcurgând această carte, vă invit să, adolescenții, să priviți generația persoanelor mai înaintate în vârstă din punctul acesta de vedere. Ce mă unește pe mine ca adolescent? De părintele meu, de bunica sau bunicul meu, nu ce mă diferențiază, pentru că de atâta vreme numai asta vorbim. Ce ne separă? Acum să ne gândim și cum să facem să împlinim această iubire care să ne unească. Încheie acest cuvânt printr-un verset sau citat pe care l-am furat din cartea Arta Conversației și se potrivește de minune în acest context și spune așa, cât de frumos sună glasul oamenilor când spun ceva adevărat, când smulg ceva din ei și îl întind altora ca pe ofrandă, ține, ia, acesta este sufletul meu. Dacă doriți, această carte nu cred că este tot sufletul doamnei profesor Velescu, ci este o fărâmă din dragostea, grija, pasiunea pe care a avut-o în decursul celor 40 de ani de profesorat față de tineri și pe care astăzi vă oferă dumneavoastră ca pe o ofrandă, ca pe un dar. Și de cele mai multe ori
sau de fiecare dată, ofranda și darul trebuie primit ca fiind ceva sfânt. Și dacă este sfânt, trebuie prețuit, pentru că ascunde în sine multe pasiuni, multe întrebări, multe gânduri ale unui suflet de om. Cu acest cuvânt, doamnă profesor, vă mulțumesc și mă bucur că sunt aici și vă adresez invitația să lecturați această carte, deși e nedrept ca cineva care nu cunoaște prea multe să vă spună lucrul acesta. Vă mulțumesc! Să-și viziteze și duhovnicul, pe Părintele Iordan. Dar încet, încet a început să facă și voluntariat și astfel a ajuns și la mine prin birou. Am descoperit foarte curând că era un munte de emoții. Pe când Părintele Iordan nu știe toate păcatele Doamnei Veleșcu, eu am început să cunosc toate năzbâtirile pe care Dani și Andrei le făceau. Deci, credeți-mă, vă cunosc mai bine decât ați putea crede. Mi-am dat seama că prin nepoții ei, doamna Veleșcu a început să se deschidă și să-și deschidă acel munte de iubire și de efuziune și explozie și revărsare. Și la noi și-a găsit oarecum prin ceilalți copii cu care lucrăm și cu care încercăm în continuare să avem, să ne ținem aproape, a găsit acea oportunitate de a îmbrățișa, de a asculta, de a ajuta. Și vă voi spun pe parcurs, dar acum am să o invit pe doamna Lungu Daniela să vorbească despre emoțiile și sentimentele vârstei adolescente. Doamna Daniela Lungu este consilier școlar liceului Dimitrie Cantemir. Profesor de psihologie. Mulțumesc mult pentru această invitație. Vreau să vă spun că nu sunt pregătită pentru un discurs, nu am pregătit nimic, dar am fost onorată de a primi această carte acum două săptămâni de la doamna Monica Veleșcu. Foarte încântată. Am răsfăit-o. Am purtat-o în geantă în fiecare zi. Mulțumesc din suflet. Am interacționat prima dată cu doamna Monica Veleșcu acum două săptămâni, adică nu e nimic, nu știam, dar sunt foarte încântată de această carte pentru că am descoperit că este manualul meu de psihologie, ce predam eu la clasa 10-a, este ce doamna a scris, numai că în plus dânsa scrie recomandări din suflet, sfaturi pentru un părinte, e altceva decât o carte de psihologie, asta vreau să vă spun. E mai mult decât ne așteptăm. Nu sunt doar informații, nu doar teorie. Eu vorbesc acum din partea științifică, ce am văzut eu în această carte. E mult mai mult decât teorie, e mult mai mult decât știință. E și suflet, e sufletul doamnei profesoare acolo, așa am simțit. Am deschis-o în fiecare zi și în fiecare zi am descoperit ceva nou. Vă recomand, vă spuneam că nu am cunoscut-o pe doamna profesoară decât prin intermediul acestei cărți. Am simțit-o și ca pe o carte grea, nu știu de ce e atât de grea, dar e grea, trebuie să vedeți. E o carte de suflet, e o carte pentru orice părinte, pentru orice adolescent, pentru orice om, să zicem, pentru oricine are nevoie de informații. Aș putea să o recomand, chiar m-am gândit, să o recomand psihologilor, colegilor mei, consilieri școlari, profesorilor, categoric părinților, dar și adolescenților. E o carte care trebuie să fie în fiecare casă. Doamna profesoară a pus atât de mult suflet și dacă ar fi să compar orice carte de psihologie cu ce a scris doamna, e clar că e nu sfaturile, nu recomandările pe care dânsa le-a făcut. E de suflet, e din inimă, e sfaturi foarte bune, sunt
foarte importante, trebuie să ținem cont de ele, întotdeauna trebuie să ținem cont de știință, de tot ce e nou, iar doamna profesoară e foarte aproape de actualitate, de tot ce e de suflet și de tot ce e important. Mulțumesc, doamna Florica Veleșcu, că v-am cunoscut acum 2 săptămâni. Chiar de ziua mea am primit această carte. A fost o întâmplare. Am primit cartea de ziua mea, atunci m-a invitat doamna profesoară. Deci vă urmez din tot sufletul, luați cartea, e... o să vă ajute. Dacă aveți copii, nepoți, trebuie să o aveți, trebuie să o citiți. Mulțumesc! Știți cum a apărut această carte? Din prea multă iubire. Prea multă iubire pentru cei apropiați. De fiecare dată când erau diferențe între generații, așa cum părintele Pavel a spus, doamna Veleșcu se confrunta cu emoții puternice și, sincer, mai venea și la mine birou și plângea. Și știam deja că ea, de fiecare dată când simte, se apucă de scris. Și a scris cărți mărunte și lucrări ușoare și dedicații nepoților săi pentru dragostea ce le purta. Și atunci s-a gândit că cel mai bine este să pună toată efuziunea și toată dragostea pe care ea le simțea pentru tinerii aceștia care cresc sub ochii noștri, pentru că nu uităm că ea este bunicuța de la Brașovei, s-a gândit să le pună într-o carte. Eu cred că am să numesc o rețetă de iubire, pentru că, credeți-mă, din iubire și cu iubire a fost scris. De aceea am să invit puțin să discute despre această carte pe un elev în care îi cheamă Darius Oprea și este clasa nouă. O să încep prin a spune că, într-adevăr, titlul este unul sugestiv și de aceea m-a surprins foarte mult faptul că începe să vorbească despre subiecte care, pentru mulți adulți, par rușinoase sau de nevorbit, sau dure, dar cartea vorbește despre ele și vorbește despre ele fără rușine, dar cu tact, ceea ce m-a bucurat și cred că se bucure și pe restul adolescenților, pentru că eu cred că asta căutăm noi, pe cineva sau ceva în care să putem găsi un anumit nivel de confort și care să nu se ascunde de problemele pe care le avem și pe care ne confruntăm. Și consider că am găsit acest lucru în carte. Poate este un lucru care a venit din iubirea pe care a fost scrisă, într-adevăr. Și are, într-adevăr, o precizie mult mai mare decât m-aș fi așteptat când vine vorba de ce înseamnă adolescența în ziua de azi. Adică am fost surprins. De fiecare dată când dădeam pagina și treceam la un capitol nou, mă gândeam despre ce mai pot să vorbesc acum, adică vorbim despre atâtea subiecte, ce mai este de vorbit. Și de fiecare dată eram impresionat că, într-adevăr, era un subiect pe care nu l-a adresase și reușea să vorbească despre el și să explice tot. Și mă bucur foarte mult, de asemenea oferă foarte multe întrebări și răspunsuri și concluzii. Din nou cu o precizie mai mare decât m-aș fi așteptat. Și pe lângă asta, la finalul cărții avem un capitol care vorbește despre pandemia pe care trecem cu toții și explică cum putem noi, ca adolescenți, să trecem peste sau să trăim în pandemie. Și din nou am găsit un anumit nivel de confort în acest capitol, care m-a bucurat. Și cred că o să ajute mai mulți adolescenți, dar și părinți sau profesori ca să comunice cu elevii sau copiii lor. Și mai vreau să spun că sunt de părere că cartea poate fi citită oricând, este bună oricând, dar este perfectă dacă este citită la momentul potrivit. Când a început pandemia, normal că doamna profesoră Veleșcu s-a izolat în casă și nu a mai venit atât de des pe la noi, deși vorbeam destul de des
ca să știu cum se simte, ca să știu că mai este măcar la o plimbare, mă rog de cățeluș, de rog. Într-un fel sau altul, izolarea aceasta a pandemiei a făcut-o să se simtă la un moment dat însigurată. Nu mai venea la noi, nu mai făcea masaje la fetele de la bucătărie și s-a apucat de scris. Pentru că scrisul este singura metodă atunci când nu ești aproape de cei pe care îi iubești și prețuiești. Este singura metodă de a ajunge la cei pe care, de a țânti de mână și dragostea către cei pe care îi prețuiești și pe care îi iubești. To reach out, să spun așa. Și de asta s-a apucat de scris. Deci pandemia pentru doamna Florica Lădescu a fost metoda prin care iubirea ei va ajunge la mult mai mulți oameni. Mai mult, scrie și-a dat seama că a găsit un sponsor principal care a editat și cumpărit cartea, Tipografia Magic Print. Eu mă așteptam să fie doamna Dorotaru aici, așa că nu v-am reținut numele. O să vă rog să vă prezentați și să povestiți puțin despre cartea doamnei Dorotaru. Bună seara! Numele meu este Magda Dumitru, reprezentant al editurii Magic Print. Și fosta ele, doamne. Tot ce pot să spun e că în o lună jumate, două, am primit cartea pe mână pentru machetare, tot înseamnă aranjament și până urmă. Și făcând lucrul ăsta, trebuie să o și citesc. Sincer, pentru mine, personal, este un îndrumător pentru orice generație. Nu neapărat adolescenți, sunt părinți care au de învățat din carte, asta sunt probleme reale, probleme care rar se vorbesc poate din, nu știu, timiditate sau de multe ori lipsă de informație. Cartea este informație și pentru părinte, nu numai pentru copii. Sincer, o recomand de la cel mai mic la cel mai mare, fără menajamente sau rușine. Chiar sunt, într-adevăr, probleme care nu se discută pentru că, nu știu, lipsa asta de comunicare sau diferența dintre generații, cum se zice, aduce, nu știu să spun, mai emoții. Ideea e că în carte sunt ordonate și privite sub lupă toate aspectele. Ce înseamnă adolescent. Și doamna a reușit să le cuprindă cât se poate de bine. Și chiar pe lângă toată, așa, cartea este accesibilă. Deci, mă scuzați. Așadar, recomand în suflet să plece dintr-o mână în alta. Aș putea spune că cartea a început să se scrie acum 60 de ani. Pentru că sunt 60 de ani de experiență de când doamna Lădescu încearcă să-și ofere iubirea tinerilor, celor apropiați, copiilor, nepoții. Fără mai multe cuvinte, o să vă introduc pe domnul Lădescu. Mulțumesc că sunteți alături de mine. Sincer să fiu, mi-am pregătit un speech, dar nu mai știu ce a scris acolo. Așa că o să spun ce simt și ce gândesc în aceste momente. Dragostea mea pentru copii, pasiunea de tască, m-a făcut să caut să interacționez bine cu tinerii, să-i pot ajuta. Am constatat de-a lungul activității că există mari probleme
interacțiunea dintre părinți și generații cu care au principii rătăcinate și cei tineri care își doresc libertatea. Am văzut în rândul tinerilor momente de indecizie, iar caracteristic pentru adolescenți este faptul că se simt dezorientați în perioada asta, când nu avem timp prea mult pentru meditație și sunt în pericol să ia anumite decizii pe care pot avea consecințe grave. La început a fost așa un vis că o să scriu această carte, dar cum nimic nu este întâmplător, am întâlnit-o pe doamna Dohotaru, o femeie cu suflet, care mi-a oferit șansa de a scrie această carte și m-a lăsat, spuneam Dumnezeu, este singura carte la care nu s-a implicat. M-a lăsat să scriu exact cum vreau eu. Până la urmă, cred că a fost mulțumită ce s-a întâmplat. Ce pot să vă spun este că am lucrat un an la această carte și am refăcut-o de 3 ori. De fiecare dată am încercat să adaug câte ceva. Dar acest an de lucru mi-a dat posibilitatea să revăd greșelile pe care le-am făcut ca părinte, ca profesor și mai puțin ca bunică. Ca părinte, nu am acordat timp suficient discuțiilor cu copiii. De obicei le dădeam dispoziții, le spuneam ce să facă, fără să le ofer posibilitatea să ascult și opiniile lor. Iar la vârsta aceasta consider că cea mai mare greșeală pe care am făcut-o a fost că nu le-am spus niciodată că sunt mândră de ei și că îi iubesc mult. Dar Dumnezeu a vrut ca cei doi copii ai mei să crească, să devină oameni deosebiți, atât din punct de vedere uman, cât și profesional. Încerc să-mi spăl păcatul acum și să le spun că sunt mândră de ei și iubesc mult. Adevărată grădina iubirii. Mulțumesc, dragii mei, că mă iubiți necondiționat, mă ajutați să depășesc momentele grele și să uit că mă trănesc. Vă pup, vă iubesc mult și sunt mândră de voi. Acum voi trece la experiența de dască. Dar cu anilor am avut multe generații ca de incintă, atât la seral, cât și la zi.
M-am întâlnit cu temperamente și probleme diferite. La început activității didactice, vreau să fac cât mai multe, să consideram că știu totul și am făcut multe greșeli. Am fost adusă la realitate de prima clasă pe care am avut-o ca dirigintă, după examenele acelea care se dădeau după examenul de treaptă, cum se numea în trecut. Datorită Domnului Iepure, Dumnezeu să-L odihnească, am primit ca dirigintă o clasă de copii foarte bun, cu foarte multă personalitate. Dar și ce a fost foarte important a fost că în primii doi ani ei au avut o dirigintă care avea un stil de lucru complet diferit de al meu. Eu, ca să nu le greșesc ceva, dați-mi voie să le spun. Eram stilul meu, autoritară, cu cerințe mari pentru disciplină și colaborare în colectiv. Soluțiile pe care le propuneam, soluții fără să-i consult, aceasta îi facea să se simtă jigniți, să considere că nu mă interesează suficient persoana lor. Și atunci s-a decis să-mi dea o lecție. Am organizat o excursie cu laborantul și au decis să mă invite în excursie în ultimul moment, fiind convinși că nu voi merge în excursie. Spre surprinderea lor neplăcută, am lăsat copilul de 7 luni cu soțul meu acasă și am plecat în excursie. Văzând că nu au reușit acest lucru, a trecut la planul B. După ce i-am cazat, m-am încuiat în cameră ca să nu pot ieși, să fie sigur că se pot distra în voie. N-am spus nimic a doua zi dimineață, dar am încercat să mă comport în așa fel încât să le demonstrez că nu sunt persoana pe care au găsit-o ei, ci mă caracterizează cu totul altceva. Am reușit să stabilim între noi o relație minunată care s-a continuat și după, am martor aici, și după încheierea, terminarea școlii, iar când m-am pensionat, a fost prezent la pensionarea mea 15 dintre ei. Acum, ce vreau să vă spun, că maternitatea a făcut ca tonul și comportamentul meu să devină mai așezat, să învăț să ascult și părerile elevilor înainte de a lua decizii. Și vă voi exemplifica două situații în care mie mi-au rămas în cap. Într-una din zile, unul dintre profesorii care preda la clasa la care eram dirigintă a venit și mi-a spus că au de
deranjată foarte tare că au făcut nu știu ce. Am intrat în clasă repede și fără să ascult ce spun, fără să le dau posibilitatea să spună ceva, am început să-i cert. La un moment dat, șefa clasei s-a ridicat și mi-a spus: v-ați calmat, doamna dirigintă? Puteți să ne ascultați și pe noi? I-am ascultat și mi-am cerut scuze, dar i-am rugat ca în viitor să mă informeze de tot ce se întâmplă în clasă, ca să știu ce reacții am față de ceilalți. A fost momentul în care ne-a unit și ne-a făcut să avem încredere unii în alții. Un alt moment, puțin comic, dar eram la Petru Poni, într-o sală de clasă, și aruncând ochii pe geam, am văzut un elev din clasa mea și am avut impresia că fumează. Cum s-a terminat ora? Am intrat balbărtej în clasă, m-am dus lângă el, i-a spus cum își permite să fumeze în incinta școlii și ca pomos i-a dat o palmă peste obraz. Săracul băiat n-a apucat să spună decât foarte greu că de fapt mânca o chisină și nu fuma. Mi-am dat seama că am greșit și atunci i-am spus: ia suflă să văd eu dacă chiar n-ai fumat. În acel moment l-am pupat și l-am mângâiat pe față. Ochii mi s-au umplut de lacrimi, amândurora, iar el mi-a spus: doamna dirigintă, cred că nu meritam palma pentru fumat, dar meritam palma din plin pentru toate momentele în care m-ați supărat și m-ați iertat. Acestea au fost, sunt multe întâmplări. Sunt situații de la seral care cereau un comportament aparte și spre fericirea mea am reușit să interacționez foarte bine cu ei. Eu am lucrat la Petru Pone din 1974 până în 2009, iar din 98 imediat după Revoluție până în 2021 am lucrat și la Liceul Teologic Fericit Ieremia. Am avut ocazia să văd cum o întâmplare nefericită a reușit să ne unească și să maturizeze elevii peste noapte. Mă duceam la clasă și deodată mă cheamă la secretariat și mi-au spus: doamna dirigintă, Doru s-a spânzurat. Am pus mâna pe telefon, am sunat pe bătrânii care aveau grijă de el, luaseră, pentru că provenea dintr-o familie foarte săracă, și zic că voi veni după ce termin orele la dumneavoastră. Când am intrat în clasă, ele deși au dat seama că sunt supărată,
Pentru că, de obicei, eu zâmbeam când intru în clasă. Mama, e un moment deosebit, vă rog să... M-am recules cu greu și le-am dat vestea care i-a bulversat. Câteva momente s-a șterut o liniște de plină apăsătoare. Cu figurile răvășite, încercau să-și revină din starea de șoc și încet, un timid m-au întrebat: și acum ce facem, doamna dirigintă? Am luat doi dintre colegii care erau cei mai apropiați de Doru și ne-am dus la acasă la doamna, la mătușa care avea grijă de el. Nu vă spun ce momente au fost. Săraca erau doi bătrâni, disperați că nu aveau nicio posibilitate materială. Uitându-ne, unul la altul, eu și elevii, i-am spus într-un ton: nu aveți nicio grijă, ne vom ocupa noi de totul. Într-adevăr, elevii au strâns bani de la elevi, eu am strâns de la colegi și banii pe care i-am strâns, am luat sicriu, am luat tot ce trebuie și l-am scos de la morgă cu copiii. După aceea am făcut toate pregătirile pentru comana care erau. Ne-am îndreptat spre cimitir și pentru că poate știți sinici de sinucigașii nu au voie să fie preotul alături de ei. Totuși, părintele Alupei a acceptat să vină să spună câteva cuvinte în momentul înmormântării. Poate cel mai emoționant moment, noi nu am fost la Domană, dar când s-au împlinit 40 de zile, mătușa lui Doru a ținut să vină să facă ceva pentru colegi. Întreaga clasă era plină de lumânări, pe banca lui Doru erau flori și când am intrat în clasă împreună cu părintele Alupei, care a acceptat să vină din nou, vă las pe dumneavoastră să vă imaginați ce am putut trăi. Am folosit acest prilej împreună cu părintele Alupei să le vorbească despre viață, despre obligația de a-și respecta darul primit și multe alte astfel de probleme. Faptul că Doru a rămas o enigmă pentru noi toți, dar a reușit să ne unească, să ne simțim legați sufletește unii de alții. La seminarul teologic sunt catolici, au fost catolici. A fost o experiență foarte interesantă pentru mine, în sensul că, fiind crescută în perioada adolescentă, nu prea le aveam, eu nu prea știam ceva despre Dumnezeu. Dar acolo am găsit niște oameni care au reușit să mă facă să privesc viața și din punct de vedere religios.
Erau acolo, era un obicei ca la ora 11 să fie o mică slujbă la capelă. Da, așa că am învățat multe. Și acum vreau în încheiere, mi s-a spus că am prea mare lugurie, așa că nu vă rețin prea mult, în încheiere vreau să vă spun cum am descoperit eu dragostea, dorind necesitatea copiilor de a fi abandonați, de a primi, de a fi îmbrățișați. Ați povestit doamna Bianca, eu vreau să vă spun că, dacă să completez atât, începusem ca de fiecare dată când veneau și plecau, să ne îmbrățișăm. Momentul care m-a marcat cel mai mult a fost acela în care o tânără de 16 ani s-a uitat la mine foarte, după ce am terminat discuția, ca și când vrea să-mi spună ceva. Zic, vrei să mă întreb ceva? Vă rog să mă îmbrățișați și pe mine. Cei care erau încăruți sau nu puteau vorbi, mă atenționau că vor și ei îmbrățișați, bătându-mă pe umăr. Mă simt fericită că am avut ocazia să fiu alături de tineri în diferite ipostaze și să-i ajut atunci când aveam nevoie. Mulțumesc! Cum am înțeles, de ce doamna profesor Veleșcuș a invitat la această lansare de carte și preotul duhovnic? Pentru că sunt sigur câteva exemple pe care nu i le-am mărturisit încă, precum palma, dar acelui ele, vă zis. Voi da cuvântul nepoții lui Andrei și lui Ștefan să ne povestească ei răzbâtile pe care le-au făcut și care tai și cu Andrei. Timpul răzbătinilor voastre. Știam că nu o să vreți, asta este clar. Dar, așa cum ți-a zis, cartea s-a născut din regrete de-a lungul timpului, regrete care au fost răsturnate sau întoarse în iubire. Dar iubirea nu se poate celebra fără frumusețea vieții. Să vă povestesc, este luna martie, este luna când totul florește, când totul revine la viață. De aceea am să-l invit pe părintele Roger Elisei să vă spună câteva cuvinte despre luna martie și despre luna vieții și ce înseamnă viața pentru noi și ce înseamnă viața în ochii lui Iisus Hristos. Părinte? Mulțumesc pentru ocazia de a spune câteva cuvinte. Mulțumim, în primul rând, doamnei profesor, pentru că mi-a dat ocazia să ne întâlnim iată aici, în biblioteca aceasta, să fim împreună toți și să discutăm despre acest subiect, despre această categorie a adolescenților, a tinerilor. Spunea și doamna Bianca că luna aceasta, luna martie, este luna pentru viață. Dacă ați observat și ați participat și ați văzut, fie mediul online, fie practic în Mănești sau în Târgu Ocna, în ultimii ani au avut loc marșuri pentru viață, diferite procesiuni în care am gândit și prin mesajele pe care le-au avut tinerii, adolescenții, în cea mai mare măsură,
am dorit să promovăm viața. Iar Provita, care se ocupă cel mai mult de această promovare și de cultivarea vieții, are ca un motto protejarea, cultivarea vieții din prima secundă a conceperii până în veșnicie. Iar în această linie, am putea spune, să acest fir al vieții din momentul conceperii până în veșnicie, până dincolo de moarte, până în veșnicie, la un moment dat sunt și adolescenți despre care s-a vorbit astăzi și despre care ne vorbește și cartea pe care avem în fața noastră. Cultivarea și protejarea vieții nu se referă doar în momentul conceperii sau în prima parte a vieții, atunci când sunt prunci, sunt nou născuți, ci chiar și adolescenților. Pentru că vedem și în cartea aceasta și în viața zi cu zi că și tinerii adolescenții au anumite perioade în viața lor, anumite crize pe care nu le pot depăși dacă nu au pe cineva alături, dacă nu au pe părinți în primul rând alături și dacă părinții nu au astfel de cărți, astfel de manuale, cum să gestioneze fiecare situație din viața tinerilor. Iar dacă nu vor ști să gestioneze astfel de crize, uneori, m-am amintit și doamna profesor despre acest caz, uneori criza aceasta nu este depășită și în loc să se ajungă la viață, se ajunge în cealaltă parte, la moarte. De aceea, luna martie, mai ales, a fost aleasă ca să fie o lună specială dedicată promovării vieții. Bineînțeles că tot anul și în tot timpul vieții noastre este bine să promovăm viața, să o cultivăm și bineînțeles că viața, o viață creștină, o viață în Hristos, o viață alături de biserică, de școală, de toate instituțiile care cultivează întreaga viață a tânărului, începând de la clasele primare, începând chiar din familie și până la sfârșitul vieții sale, ca mai apoi, chiar și după sfârșitul vieții acestea pământești, sufletul să fie încărcat și cultivat cu multe, multe daruri. Ziua aceasta poate așa, nu știu dacă a fost aleasă neapărat în cauza aceasta, dar poate știți voi dumneavoastră sau aflați acum, am aflat și eu astăzi, că ziua de 3 martie este ziua mondială a scriitorului. Și iată că s-a potrivit foarte bine cu acest eveniment. Doamna profesor, iată că ne-a strâns în jurul ei și o sărbătorim așa cum se cuvine, ca una care și-a dedicat viața scrisului și are acest dar al scrisului. Nu toți oamenii, cum spunea și Părintele Petru, în fiecare avem darurile lăsate de Dumnezeu sau cultivate de noi, pentru că fiecare dintre noi putem să cultivăm anumite daruri în noi. Iată că doamna profesor, pe lângă multe alte daruri pe care Dumnezeu i le-a dăruit, are și acest dar al scrisului și ne-a lăsat acest dar, cum spune și doamna profesor, ne-a lăsat acest dar, darul meu pentru adolescenți și părinților. Și eu am un copilaj și acum și mă gândesc cum va fi perioada adolescenței lui. Cu siguranță vremurile se vor mai schimba până în perioada adolescenței lui, dar cu siguranță că sfatul în această carte, cât am reușit să vă răspăiesc, de când am văzut o prima oară cabinetul doamna Bianca și până acum, vă voi oferi una, părinte. Mulțumesc. Dar urmă, din ce am răspăit și din ce
am auzit și astăzi, cartea este de real folos pentru toți părinții mai ales, dar și pentru adolescenți care poate uneori trec în aceste momente de cumpără, momente de criză în viața lor. Spuneam că, și spunea și doamna Bianca, că este anotipul acesta la primăverii, ce nu timp martie, și mi-a plăcut foarte frumos cum un părinte, profesor de morală și de etică de la Sibiu, părintele Ilie Moldovan, care a trecut la Domnul, spune un cuvânt foarte frumos despre adolescenți. El aseamănă, spune că adolescenții sunt ca primăvara. Ca și zorii acestui timp, adolescența se revelează printr-o revărsare de energie nouă, printr-un șuvoi năval între viață și lumină. Toate visurile acestei vârste sunt frumoase, toate idealurile sunt binevenite, adolescența este menită să continue și să reveleze tainicele frumuseți ale prunciei într-o nouă ipostază. Mi-a plăcut acest cuvânt al părintelui pentru că mi-a dat seamănă cu acest tip al primăverii, cum primăvara vine cu acest șuvoi de lumină, de verdeață, de înviere a turii, așa și tinerii vin cu aceste vise ale lor, cu această sete de cunoaștere, sete de a descoperi cât mai multe și de a pătrunde cât mai multe taine ale vieții. Iar acest, un astfel de manual și un astfel de dar din partea doamnei profesor, cu siguranță că va fi de un real folos și de un... și ca un sfat, ca o povață, ca un partener în această perioadă a vieții lor, a adolescenței. Vă mulțumim și cu siguranță că va fi de folos nouă și cu ocazia aceasta vă lansez și invitația, având în vedere, spuneam că luna aceasta este luna pentru viață, pe 13 martie, la Târgu Ocna, va avea loc marșul pentru viață, alături de procesiunea cu Sfintele Icoane, cum se făcea fiecare an, în prima duminică a Postului Mare, Duminica Ortodoxiei, iar aici, la Onești, pe 27 martie, va fi, iarăși ca și anul trecut, marșul pentru viață și procesiunea cu Sfânta Cruce, procesiune tradițională în zona aceasta Onești, unde vă așteptăm și lansez mai ales invitația tinerilor, celor din asociația, tinerilor ortodoxi, celor de la Ator și celor care din licee, tinerilor liceenilor, care de foarte multe ori s-au implicat, se implică și doresc să își dedice o parte din viața lor, din timpul lor de adolescenți, să-și dedice promovării vieții prin mesajele pe care le scriu și le dictează și prin toate gândurile pe care doresc să le pun înaintea noastră tuturor celor care luăm parte la astfel de evenimente, marș pentru viață sau alte conferințe sau cuvântări, având această temă ca o temă principală. Vă mulțumim, doamna profesor, și vă felicităm pentru această dată. Eu zic că a fost o lansare reușită și nu mă uit la teancul acela de rețete ale iubirii, ci mă uit în ochii lui Dani și Andrei, care sunt siguri mândri de bunica lor. Deci măcar am reușit la asta să punem în ochii unui adolescent mândrie pentru ceea ce este bunicuța. Mai văd privirile senine ale surorilor doamnei Băleșcu, surorile mai mici ale doamnei Băleșcu, care au atenționat când a vorbit prea mult, de acolo din spate s-a văzut, urmează scenografia și totul trebuie făcut așa cum trebuie, dar aș vrea că mai sunt în sala aceasta oameni care au cunoscut pe doamna Băleșcu de mult mai mult timp decât eu. Sunt oameni care au cunoscut-o din primul moment de viață, fie că s-a născut alături de ei, surori, sau copiii dumneavoastră, cărora le-ați spus că îi iubiți. Mai sunt colegi, profesori, elevi, foști elevi, dar
Dacă este cineva care dorește să spună despre această carte și despre doamna Vărgăși cu ceva, vă rog frumos să veniți în față și să vă exprimați înapoi dragostea cu care doamna Vărgăși v-a însoțit de-a lungul vieții. Asta ca să vă dau curaj. Printre multele defecte pe care le avem noi preoții, și aici mă refer special la mine, este că ne place să ne ascultăm pe noi și avem senzația că avem ceva de spus. Am început cuvântul meu spunând că iubesc cărțile, însă nu v-am spus de ce. Și cumva toată această lansare a cărții, toate aceste frumoase discursuri pline de emoție, îmi permit acum să vă spun de ce iubesc cărțile. Și fiecare carte are povestea ei, pentru că o carte are puterea să vă schimbe viața. Și deși aveți senzația că ați asistat la lansarea unei cărți, o chestie așa, oricum tehnică, să știți că, poate nu v-ați dat seama, dar am asistat cu toții la o spovedanie publică. Și toată această putere pe care a descoperit-o doamna profesor Velescu vine din anul acela în care a scris cartea. Vine prin această carte. Așa că, dacă Dumnezeu a primit o putere atât de mare cât să mărturisească public niște lucruri ascunse în inima ei și lucruri care au schimbat-o și au făcut-o să fie persoana care este astăzi, un om foarte puternic, care se cu curajul să cere iertare de mai multe ori, înseamnă că orice carte, fie ea mai bună sau mai rea, are o putere ascunsă în ea, aceea să vă schimbe. Important e că nu poate să o facă automat, trebuie să faceți un singur lucru, să o deschideți. Și aș vrea să închei cuvântul meu, nu neapărat în acest moment, pentru că el poate continua. Reiterez invitația doamnei Bianca pentru cei care doresc să spună un cuvânt printr-un gând care se potrivește de minuni în acest context. Este gândul mitropolitului Antonie Blum sau de Suroș, cum mai este cunoscut, și el spune așa: vom vedea că la sfârșit, se referă la sfârșitul vieții, singurul scop pe care ar fi trebuit să-l avem a fost dragostea. Așa că mulțumim doamna profesor pentru dovada clară de curaj, dragoste și putere. Mulțumim. Eu nu mai spun nimic, eu aștept să ridicați o mână. Și de la început doresc să vă
întreb dacă vă suportați să discut de pe poziția profesorului de psihologie, filozofie, de pe poziția prietenii doamnei Peleșcu. Am trăit o viață în Onești, am venit în aceeași zi după absolvirea facultății și am rămas în continuare în Onești. Avem foarte multe puncte comune. Am fost colegi la aceeași școală, deci maximă fidelitate față de școală și soții noștri au fost colegii noștri la același liceu și copiii noștri, cei patru, au fost elevii aceluiași liceu. Copiii mei au revenit temporar ca profesori cu mămica lor la liceu. Deci noi suntem de o viață în Onești și avem foarte, foarte multe puncte comune. Dar pentru că am citit cartea, nu vreau să vă plictisesc, nu vreau să țin un anume discurs, dar nu pot să spun, nu spun câteva lucruri care m-au impresionat în această carte. Pentru că chiar am avut o discuție telefonică, noi ne-am întâlnit în mod direct și am spus doamnei Peleșcu că am citit-o și am recitit-o. Titlul cărții este deosebit de sugestiv, Adolescența, care este segmentul de vârstă a elevului de liceu cu care a lucrat doamna Peleșcu, iar faptul că vorbim despre paleta sentimentală este o inspirație extraordinară a doamnei Peleșcu, pentru că, într-adevăr, afectivitatea reprezintă apanajul specific uman, reprezintă latura cea mai intimă, mai profundă a personalității și nu numai atât, cel mai greu de gestionat. Adică vorbim de inteligență emoțională în sensul de a avea capacitatea de a gestiona emoțiile. Acum fiecare în măsura în care o reușește să o facă. E foarte bine că a vorbit despre, s-a orientat spre paleta sentimentală. De ce? Odată, caracteristica dominantă a adolescentului, deci manifestarea sa dominantă, este activitatea. Pentru că adolescența este vârsta instabilității emoționale, adolescența este vârsta la care elevul simte nevoia să se afirme, să găsească identitatea, să stabilească un anumit statut și așa mai departe. O spunea părintele că titlul cărții ne-a făcut o farsă, în sensul că adolescența, paletă sentimentală, am fi tentat să credem la prima vedere că, de fapt, doamna Peleșcu tratează doar dimensiunea afectivă a personalității adolescentului. Nici pe departe, cartea este de o complexitate deosebită, am să spun doar câteva idei fundamentale, pentru că nu vreau să vă țin o lecție de psihologie sau filozofie, sub nicio formă. Doamna Peleșcu, în această carte, a aplicat un principiu fundamental al psihologiei și anume faptul că dezvoltarea armonioasă a personalității, cristalizarea personalității, echilibrul personalității nu poate fi realizat decât în integralitatea dimensiunilor sale, încât în carte se tratează în mod distinct dimensiunea cognitivă a personalității, insistând în mod deosebit pe o cunoaștere egocentrică, folosind și dezvoltând conceptele cunoașterea de sine, stăpânirea de sine, stima de sine, care este, să spunem, în vârful piramidei motivaționale. Vorbește doamna Peleșcu cu o autenticitate deosebită despre darurile iubirii, pentru că s-a invocat aici. Ai spus că nepoții tăi ți-au transformat inima într-o grădină a iubirii. Ori doamna Peleșcu invocă în carte darurile iubirii și aici l-aș cita pe părintele Constantin Nicula, pentru că mulți dintre noi am citit cartea Sensul Vieții, unde părintele scrie: iubește
asigura că nu greșești. Cât adevăr și câtă frumusețe aici. După cum și faptul că nimeni nu iubește pe acela care nu iubește pe nimeni. Și ca să merg pe terenul meu al filozofiei, Jean-Jacques Rousseau spunea, inima își are propriile sale rațiuni pe care însă și rațiunea nu le poate înțelege. Deci ideea pe care eu acum o dezvolt, dar nu opresc, pentru că nu vreau să vă plictisesc, doar am venit la microfon în sensul că dacă tot am citit cartea, Florica nu este atât de grav, dragă să dau câteva elemente concrete din carte. Foarte interesant tratează doamna Veneșcu problema comunicării. Problema comunicării sub sintagma comunicarea este putere. Și așa este, că nu să comunicăm unii cu alții, apar diverse conflicte emoționale. Și doamna Veneșcu tratează comunicarea atât emoțional cât și din punct de vedere cognitiv, dar în mod deosebit din punct de vedere emoțional, invocând tipurile de comunicare, nu le enumăr, ca să nu fac lecții de psihologie sau filozofie, și la un moment dat atrage atenția asupra greșelilor, barierelor care se pot face în procesul comunicării. De multe ori am regretat, sincer, acum merg la sufletul dumneavoastră, de multe ori am regretat că nu am reușit să comunicăm și să soluționăm anumite conflicte emoționale la timp. Sau de multe ori prin comunicare ne-am grăbit să stigmatizăm, să înjosim pe cineva. Așa că să fim cu destulă prudență în procesul comunicării. Săgeata nu mai aparține arcașului de îndată ce a fost lopozită din coarda arcului. După cum nici cuvântul nu mai aparține vorbitorului de îndată ce a fost rostit. Mă rog, sunt multe, eu încerc să mă opresc în sensul că e un alt stil de a vorbi, de pe poziția omului care a citit cartea. Vă invit cu dragul să citiți această carte, ea este foarte complexă, departe de ceea ce exprimă titlul, dar, încă o dată, să apreciem faptul că doamna Veneșcu, tratând personalitatea, integritatea dimensiunilor sale, cognitivă, afectivă, cognitivă, motivațională, linia dominantă este afectivitatea. Te felicit, draga mea, Florica, și aștept și alte ocazii de genul acesta. Să fii sănătoasă, tu, familia... Wow! Wow, wow! Dar să vă zic ceva, doamna Veleșu, aveți un prieten și aveți un prieten extraordinar. Data viitoare, când veniți la fătoierie, vă rog să veniți cu ea de mână. Avem atât de multe cazuri la care avem nevoie de consiliere și de ajutor psihologic. Să vă mulțumim foarte mult și vă așteptăm pe anul. Și acum, Zora. Da, pentru că e vorba de spovedanie publică, părintele m-a stimulat în treaba asta. E o perioadă deosebită a anului cu postul. Și pentru că florii sunt persoana care o cunosc de cel mai mult timp după sora mea. Ea are 2 ani avans, să-i dau acest drept, dar oricum o cunosc de suficient de mult timp. I-am urmărit toată evoluția. E o schimbare totală de la florii pe care o știam noi în copilărie și cu care făceam nebuniile, până la doamna profesor Veneșcu, pe care o întâlnesc acum la ultima ei carte, care e de o profunzime extraordinară și recunosc că abia seara am răsfăit-o și am descoperit-o ca pe un compendiu. După ce i-am făcut cenzuri nenumărate, trebuie să recunosc că sunt cel mai dur cenzor al ei și sunt cea mai dură în a-i tăia elanul de câteva ori. Dar ea mă iubește și declarația publică și spovedania publică pe care trebuie să o fac este că o iubesc enorm. Am iubit-o și iubesc. Și să mă ierte pentru toate tăierile grosolane pe care le-am făcut în tot ce a cerut să fac. Aceasta.
Mulțumim. Mai este cineva care dorește să... Atunci ne apropiem de final. Vă mulțumim foarte mult. Să nu uitați că la ieșire sunt cărțile acolo. Doamna Veleșcu, știu că va face o donație și către Biblioteca Municipală pentru a avea aceste cărți la dispoziția publicului larg. Și vă mulțumim foarte mult pentru participare. Vă dorim să plecați de aici cu inima deschisă. Pentru că o inimă deschisă este purtătoare de dragoste. De asemenea, avem pregătit câte o garoafă pentru fiecare doamnă din această sală, din partea protocopiatului Ionești. O mică atingere, un mic mărțișor la acest început de nouă primăvară, acest început de nouă viață. Și să nu uitați că la ieșire este rețeta dragostei dată nouă tuturor de doamna profesor Florica Veleșcu. Mulțumesc!